Salariile angajaților din județul Suceava din domeniile agricultură, vânătoare, silvicultură și piscicultură au înregistrat cea mai mare creștere în cursul anului 2014. Cel puțin aceasta este concluzia studiilor făcute de Direcția Județeană de Statistică. Într-un raport prezentat în cadrul ședinței Colegiului Prefectural cu privire la analiza principalilor indicatori economico-sociali, se arată faptul că în luna decembrie anului trecut, câștigurile salariale medii nominale brute realizate în județul Suceava în luna decembrie 2014 au fost de 1798 lei, cu 148 lei mai mult în comparație cu luna decembrie 2013. De asemenea, câștigurile salariale medii nete au însumat 1312 lei, cu 111 lei mai mult comparativ cu luna decembrie 2013. În raport se mai precizează că în comparație cu luna decembrie 2013, câștigul salarial mediu brut a crescut cu 96% în agricultură, vânătoare și servicii anexe, silvicultură și piscicultură, cu 8,9% în servicii și cu 1,4% în industrie și construcții. În luna decembrie 2014, la nivelul regiunii nord-est, județul Suceava este situat pe locul 5 din 6 județe din punct de vedere al câștigului salarial mediu brut, fiind devansat de Iași cu 2290 lei de persoană, Bacău 2089 lei de persoană, Neamț 1810 lei și Botoșani 1806 lei. Singurul județ în spatele Sucevei este Vaslui, câștigul salarial mediu brut înregistrat aici fiind de 1747 lei de persoană. De precizat că în județul Suceava câștigul salarial mediu brut în luna decembrie 2014 a fost cu 30,4% sub nivelul câștigului salarial mediu brut la nivel național, acesta fiind de 2582 lei de persoană.